Continuăm să privim în Evanghelia după Ioan viața și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, cel care cu adevărat a fost cuvântul întrupat și viața veșnică. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la partea a doua a capitolului 16, care conține ultimele cuvinte din discuția Domnului cu ucenicii în odaia de sus, înainte de a merge spre Ghețimani și apoi de a fi arestat și condamnat la moarte, avem această ultimă parte a discuției, a doua parte a capitolului 16, în capitolul 17 avem rugăciunea Domnului Isus, o rugăciune care vine în completarea celei din Ghețimanii și, practic, ceea ce vom citi astăzi sunt ultimele cuvinte de rămas bun pe care Domnul le adresează ucenicilor. Și să știți, dragii mei, întotdeauna și pentru un om din lumea aceasta, când știe că se apropie de moarte, ultimele cuvinte sunt și ultimele dorințe, cele mai importante, cele mai cu greutate. De asemenea, și în cazul Domnului Isus, sigur, tot cuvântul lui este inspirat, tot cuvântul a avut greutate, dar ultimele sale cuvinte sunt de mare importanță și le vom vedea astăzi, le vom citi, începând cu versetul 16. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La uzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei: Ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și apoi, iarăși, peste puțină vreme, mă veți vedea. Și pentru că mă duc la tatăl, ei ziceau, deci, ce înseamnă aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Și, încă o dată, îi vedem pe ucenici absolut nedumeriți. Păreau că nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. Erau în scenă aceasta foarte importantă, foarte plină de tensiune, cu puțină vreme înainte ca domnul să fie arestat, să fie condamnat la moarte, bat jucoriți, să sufere și să moară pe cruce dar ei încă nu înțelegeau nimic. Și aceasta pentru că în versetul 10, data trecută, am citit că Domnul le spusese, mă duc la tatăl și nu mă veți mai vedea. Apoi le spune, iarăși peste puțină vreme, mă veți vedea. Practic, pentru ei, cele două afirmații păreau că se contrazic, de aceea și-au pus câteva întrebări justificate, aparent normale, așa cum am citit în versetul 17, nu știm ce înseamnă acest lucru ce înseamnă că se duce pentru puțină vreme, apoi iarăși îl vom vedea și ce înseamnă că se duce la tatăl. Dragii mei, încă o dată este frapantă lipsa lor totală de înțelegere duhovnicească a lucrurilor. Aceasta cu toate că Domnul le spusese de trei ori pe drum, așa cum vedem în celelalte evanghelii, că se duce la Ierusalim, că va suferi, că va muri și a treia zi va învia. Cu toate acestea, ei nu înțelegeau duhovnicește lucrarea lui Dumnezeu. Mintea lor era în continuare fixată pe împărăție. Doar în fața lor era adevăratul Mesia și cu câteva zile înainte toată lumea îl aclamase sau cel puțin o parte din cei din Ierusalim, îl aclamaseră ca împăratul lui Israel. Ei așteptau să vină împărăția, să fie așezate cele 12 scaune de domnie, chiar au avut discuția cine să stea la stânga și la dreapta. Mintea lor era în continuare pe împărăție, doar el era Mesia cel promis. Fiul lui David, așa cum au spus mulțimile în ziua intrării sale triunfale în Israel. Ce voia să spună cu moartea lui? Ce voia să spună cu faptul că va pleca la tatăl? Cum va rămâne cu așezarea împărăției și cu scaunele lor de domnie, cu guvernarea pe care știau că o vor avea curând? Și aici vreau să mă opresc și să facem o scurtă aplicație pentru viața noastră. Uneori tindem să avem propriile păreri. Atât de bine fixate cu privire la împlinirea profețiilor, încât ne împiedică să vedem întreaga scenă a desfășurării evenimentelor. Ei trebuiau să privească în întregul context și puteau să înțeleagă. Lucrurile mergeau unele după celelalte, dar dacă te fixezi numai pe un eveniment și nu vezi tot ce se întâmplă în jur, atunci nu vei avea întreaga perspectivă și de aceea noi trebuie să știm întreaga scriptură și în contextul profețiilor trebuie să știm toată scena, ce urmează să se întâmple și care este ordinea evenimentelor. Pentru ei era ușor de înțeles din cuvintele Domnului faptul că mai întâi Domnul trebuia să moară ca jerfă pentru păcatele omenirii ca să poată intra oamenii în împărăția lui Dumnezeu, altfel cum să intre cu păcatele asupra lor. După aceea să se vestească Evanghelia, oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și în cele din urmă să revină și să-și așeze împărăția în mod fizic timp de o de ani, o împărăție în care urma să fie pace și neprihănire. Despre toate aceste lucruri, Domnul le vorbise în detaliu și găsim cuvintele sale în Evanghelie. În Evanghelia după Matei, cel puțin, capitolele 24-25, vorbesc despre așezarea împărăției sale, despre vremurile din urmă, despre revenirea sa cu slavă și putere, dar ei încă nu înțelegeau, încă mintea lor era fixată pe lucrurile pământești. Și încă o dată ni se aplică lucrul acesta. De aceea spune Apostolul Pavel în epistola sa către Coloseni, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Tindem să privim lucrurile doar în relație cu propria persoană și cu familia noastră cel mult. Nu avem deseori această perspectivă de ansamblu și de aceea nici ucenicii nu înțelegeau ce urma să se întâmple. Din fericire, în ziua cinzecimii, la coborârea Duhului Sfânt, ei au înțeles, ei au priceput, deslușit ce voia Domnul să spună au avut întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu clarificat înaintea ochilor și în cazul nostru s-a împlinit cuvântul pe care l-am citit data trecută, că Duhul Sfânt ne va descoperi lucrurile viitoare. Noi știm ceea ce urmează să se întâmple, nu suntem în necunoștință, avem întregul plan al lui Dumnezeu. Sigur, ar putea fi unele probleme în ceea ce privește cronologia evenimentelor, dar putem să le așezăm foarte bine, fiindcă Duhul Sfânt ni le-a descoperit. Știm că urmează să vină Domnul Isus, știm că biserica va pleca, că lumea se pregătește pentru necazul cel mare, știm ce urmează să se întâmple în Israel, nu ne ia nimic prin surprindere, totul se așează în conformitate cu planul Domnului, iar nouă aceste lucruri ni le-a descoperit Duhul Sfânt, așa cum a spus Domnul, când va veni El, vă va descoperi lucrurile viitoare. Revenind la textul din Evanghelia după Ioan, din capitolul 16, citim mai departe de la versetul 19. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Și observați că Domnul anticipează faptul că voiau să-l întrebe și le ia înainte cu răspunsul. Le citește gândurile, le aude cuvintele și este de remarcat faptul că el folosește expresia adevărat, adevărat, ceea ce înseamnă că urmează să spună un lucru foarte, foarte important. Așa cum am văzut în versetul 20, adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Și aici este încă un lucru absolut uimitor. Lumea s-a bucurat de moartea Domnului Isus. Și nu vorbim de neamurile păgâne, de romani, de greci, vorbim de cei din Israel, din păcate poporul lui Dumnezeu, cel care trebuia să fie un popor sfânt și curat, acum îi se potrivea această denumire lumea. Și ei s-au bucurat. De ce? Pentru că a murit în final cel care îi tot acuza, care îi mustra, care le dădea păcatul pe față. Dragii mei, lumea are două șanse în fața Evangheliei, în fața cuvântului de pocăință. Ori se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu și atunci devin făpturi noi, ori vor alege să l prigonească pe cel care le dă inima pe față. Și așa a fost cu Domnul Isus. Lumea s-a bucurat. A fost bucurie în Israel pentru faptul că l-a ucis pe Domnul Isus. Ce trist lucru! Iată, el îl anunță cu o zi înainte, lumea se va bucura, iar voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Și apoi Domnul le dă o pildă legată de durerea pe care o suferă o femeie când naște, dar de care uită imediat ce are copilul în brațe. Așa cum am citit în versetul 21, femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. La fel urmau să treacă și ei printr-o suferință foarte grea, aveau să-și pună multe întrebări în zilele acestea începând cu ziua când Domnul Isus a murit pe cruce, apoi următoarele două zile aveau să treacă printr-o agonie a sufletului, printr-o mare durere, iar după aceea bucuria lor urma să-i facă să uite tot ce au suferit. Și, de fapt, cel ce a avut adevăratele suferințe a fost Domnul Isus. Ei doar s-au întristat pentru că nu li s-au împlinit planurile, ceea ce aveau în minte, Însă, suferințele adevărate le-a avut Domnul Isus. Începând din noaptea aceea, cu câteva ore mai târziu, urma să fie arestat, apoi judecat, condamnat și ucis prin moartea pe cruce. Așa s-a întâmplat pentru ei în ziua învierii. Dintr-o dată a uitat toată suferința, toată durerea, ca femeia însărcinată, care după ce naște, imediat ce ține copilul în brațe, uită de toată durerea și de bucurie că a adus un copil pe lume uită de lucrurile prin care a trecut. Așa a fost și cu ucenicii în ziua învierii. Este descrisă bucuria cu care ei l-au întâmpinat pe Domnul. De exemplu, în cazul femeilor. Și interesant că n-au fost ucenicii primii care l-au văzut pe Domnul în înviat, ci femeile. Despre ele este scris în Evanghelia după Matei că au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Ce mare bucurie aveau să trăiască după câteva zile, în urma dezamăgirilor, în urma întristării, iată, dintr-o dată la învierea Domnului Iisus, toată suferința lor a fost uitată și a fost înlocuită cu o mare bucurie. La fel și despre ucenici se spune, atunci când Domnul a venit și li s-a arătat, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau. El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și expresia este un pic ciudată. De bucurie încă nu credeau și se mirau. Erau uimiți, nu puteau să reacționeze, au rămas practic fără cuvinte, dar uh, sentimentul profund dominant era bucuria. În sfârșit, Domnul este viu, au putut să-l vadă și ceea ce s-a născut în inimile lor după marea întristare pe care au trăit-o, a venit această mare bucurie. Și dragii mei, această bucurie urmează să fie și a noastră, de fapt noi avem în fața noastră o mare bucurie care ne este pusă înainte, pentru că și noi îl vom vedea. Și noi trecem în viața aceasta prin întristări, prin suferințe, prin multe necazuri, dar foarte curând îl vom vedea. Și atunci, ceea ce va rămâne în inima noastră, vom uita de toate suferințele, de toate întristările, de toate necazurile, nu va mai fi nicio lacrimă în ceruri. Ceea ce va rămâne pentru noi va fi această imensă bucurie cred că mai mare decât cea a ucenicilor care l-au văzut în viață, pentru că ei încă nu înțelegeau tot planul lui Dumnezeu, dar noi știm ceea ce urmează să se întâmple și vom ști în momentul în care îl vom vedea că de atunci înainte totul s-a terminat, că vom fi veșnic împreună cu el, așa cum scrie tot Ioan în întâia sa epistolă, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine poate să descrie această bucurie pe care o vor trăi cei ce vor avea parte de răpire? În ziua aceea când vom sta în fața lui, gândiți-vă, citim despre învierea Domnului și vedem ce mare bucurie au avut femeile la mormânt și că ucenicii n-au putut să reacționeze de bucurie, ce bucurie vom trăi noi când vom sta în sfârșit față în față cu El. Ei au stat trei ani și jumătate, noi slujim Domnului de în mulți ani, în cazul meu, de mai bine de 30 de ani. După 30 de ani, dintr-o dată să stai în fața Domnului. Cât de mare bucurie! Pentru că acel e momentul pe care îl așteptăm, pentru acel moment avem toată atenția pusă înainte, trăim viața de credință știind că ne îndreptăm spre ziua când îl vom vedea așa cum este, adică în trupul lui slăvit și veșnic. Dragii mei, nimic și nimeni n-ar trebui să ne răpească. Această mare bucurie, așa cum spunea și Apostolul Pavel, lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Chiar dacă vin necazuri, știm că ele sunt temporare, sunt pentru o vreme. Este întâi suferință, este întâi întristare, a fost și în cazul lucenicilor, a fost și în cazul Domnului Isus, însă este o bucurie care ne este pusă înainte. Ne bucurăm în nădejdea că vom vedea slava lui Dumnezeu, că vom fi parte din această slavă. Noi ne vom avea trupuri slăvite. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în cazurile noastre. Primii creștini se bucurau chiar și atunci când erau prigoniți, nu pentru că erau prigoniți, dar pentru că vedeau cele le stă înainte. Știau că nimic nu-i poate despărți de dragostea lui Dumnezeu arătat în Domnul Isus, nici măcar moartea, nici sabia, nici prigoana, nici foametea, absolut nimic. Este normal ca întâi să vină întristarea Și în lumea aceasta ostilă, care crește tot mai mult în ceea ce privește păcatul, este normal ca noi să ne întristăm, să avem astfel de sentimente, să ne simțim uneori descurajați, să avem și noi ceea ce avea lot despre care se spunea că își chinuia sufletul în fiecare zi din cauza păcatelor din Sodoma. Și noi, cred că am întrecut ca societate păcatele Sodomei și normal să avem întristare și suferință, să suferim chiar și prigoană, să ne chinuim sufletele, să ne simțim mâhniți din cauza păcatului societății în care trăim. După aceasta însă știm că vine marea bucurie care ne este pusă înainte și anume revenirea Domnului Sus. De fapt, întreaga creație... Suferă durerile nașterii, este aceeași comparație pe care o face Apostolul Pavel. Întreaga creație trece prin durerile nașterii, iar după aceea va intra într-o epocă de pace timp de 1000 de ani, un timp în care blestemul va fi aruncat de pe acest pământ, va fi înlăturat, acel blestem care a fost lăsat în Eden odată cu căderea primilor oameni în păcat, totul va fi altfel și va fi o imensă bucurie chiar și pe acest pământ timp de 1000 de ani, dincolo de bucuria din ceruri gândiți-vă ce mare bucurie să fii în împărăția lui Dumnezeu și să vezi pământul acesta oricum, dacă mergi în zone în care nu este afectat de activitatea umană poți observa cât este de frumos, cât de minunat a făcut Dumnezeu și aceasta ca noi să apreciem creația este făcut totul pentru noi gândiți-vă ce va fi în împărăție dincolo de toată frumusețea pământului în plus va fi prezența Domnului pământul va fi plin de slava lui Dumnezeu, de cunoștința lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Cine poate să-și imagineze așa ceva? Un pământ plin de prezența lui Dumnezeu. Când noi o simțim în adunare, deja ne copleșește. Gândiți-vă cum va fi când prezența lui Dumnezeu va fi peste întreg pământul, iar oamenii se vor duce să se închine în fața lui la Ierusalim, iar noi vom fi din, să spunem așa, echipa de conducători din grupul celor care vor guverna pe acest pământ, Biserica va avea un rol cu totul și cu totul special în împărăție. Este o bucurie în fața noastră și n-ar trebui să ne lăsăm copleșiți de întristarea provocată de necazurile prin care trecem, fiindcă vine această bucurie, nimic n-ar trebui să ne răpească bucuria, trebuie să se împlinească acest cuvânt și în viețile noastre, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Revenind la textul din Ioan, la această zi anunțată a învierii Domnului Iisus, el continuă să le spună ucenicilor ce urma să se întâmple în ziua învierii sale. În versetul 23, în ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Și chiar așa s-a și întâmplat în Duminica Învierii. Când l-au văzut prima dată pe Domnul Iisus cel înviat în mijlocul lor, ucenicii, așa cum am văzut, au rămas practic fără cuvinte. S-au împlinit aceste cuvinte ale Domnului. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic ce să-l mai întrebe pe Domnul. Când l-au văzut înviat și-au dat seama cât de uh, greșită a fost perspectiva lor și că toate lucrurile urmau să se întâmple într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum se așteptau ei înainte. Încă o dată în locul acesta Domnul vorbește și despre siguranța aceasta a rugăciunii ascultate, dacă va fi făcută în numele Său, înaintea Tatălui. Noi, dragii mei, ne rugăm Lui Dumnezeu pe baza lucrării Domnului Isus. Nu pentru că noi merităm să primim ceva, sigur, Dumnezeu ne iubește, însă ne primește prin jertfa Domnului Isus și pe baza acestei lucrări ne apropiem de Tatăl și putem să cerem orice lucru care este după voia Lui, așa cum am citit în versetul 24: Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Este o bucurie și aici pe pământ pentru că îl vedem pe Dumnezeu lucrând în viețile noastre, ascultând rugăciunile noastre, făcând să înainteze lucrarea Sa și spune Domnul, cereți și în momentul în care veți căpăta, bucuria voastră va fi de plină. Iată, este o bucurie și aici pe pământ. Nu înseamnă că totul e numai întristare. E numai suferință, este o bucurie și aici pe pământ, însă bucuria adevărată, bucuria de plină, va fi în ceruri atunci când vom sta în fața lui. Și această bucurie de pe pământ depinde de credința noastră în faptul că suntem primiți de Tatăl prin lucrarea Domnului nostru Isus Hristos, în numele căruia primim răspuns la rugăciuni. Cu aceasta ajungem la ultimele cuvinte din capitolul 16 de la versetul 25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul că nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi de și despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Iar versetul 25, primul pe care l-am citit, în care Domnul spune că nu va mai vorbi în pilde, ci va vorbi de slușit, se referă cel mai probabil la discuțiile pe care le-a avut Domnul după învierea sa, până în momentul când s-a înălțat la ceruri, el s-a întâlnit de mai multe ori cu cenicii și nu le-a mai vorbit în pilde, le-a explicat exact lucrurile care priveau lucrarea lui Dumnezeu, planul de mântuire a lui Dumnezeu. Nu avem toate aceste cuvinte relatate. De fapt, în primele trei Evanghelii avem foarte puțin relatat din ce a vorbit Domnul Isus cu Cenicii după învierea sa. În Evanghelia după Ioan avem un capitol în care ni se dau mai multe detalii. Domnul Isus stă de vorbă cu Petru, Ioan receptează cuvintele acestea, este o discuție pe malul Mării Galilei. Iată, în perioada aceea de timp, Domnul a început să le vorbească deslușit, fără pilde, despre planul lui Dumnezeu, așa că ucenicii au știut ce le stă înainte, însă aceste cuvinte nu ne-au fost lăsate nouă scrise. Spune e tot Ioan că a mai făcut Domnul Isus multe alte lucruri care nu sunt scrise în cartea aceasta, în Evanghelie, însă cele ce au fost scrise au fost lăsate ca noi să credem că El este Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viața veșnică în numele Lui. În versetele 26 și 27 avem încă o dată relația specială a ucenicilor și, de asemenea, și a noastră cu Tatăl. Observați, versetul 27. Căci însuși Tatăl vă iubește. Nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește. Și aici, dragii mei, sigur, Dumnezeu iubește întreaga lume. Și cheamă pe toți oamenii la pocăință. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Însă, cei care se întorc la Dumnezeu intră într-o relație specială. Ei devin copii ai lui Dumnezeu și ei sunt iubiți și primiți ca și copii ai Tatălui. Despre aceasta vorbește Domnul Isus aici și spune că ce însuși Tatăl vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Cei ce s-au întors la Domnul, cei ce îl iubesc pe Domnul Isus, beneficiază de dragostea Tatălui într-un mod special. Repet, Dumnezeu iubește întreaga lume, iar dacă cineva se va pierde, dacă va ajunge în iad, nu va fi pentru că Dumnezeu nu l-a iubit sau că n-a avut grijă de el sau că nu i-a spus și lui să se întoarcă la Domnul, ci pentru că omul în încăpățânarea lui respinge chemarea la pocăință. De aceea oamenii pierd, nu pentru că Dumnezeu nu iubește, ci pentru că ei aleg așa spre nefericirea lor veșnică. Însă, repet, noi cei care am crezut, cei care s-au întors la Dumnezeu, avem o relație specială cu Domnul, avem o relație specială cu Tatăl, pentru că este scris aici Tatăl însuși vă iubește, iar acest cuvânt se referă la o relație de Tată-Fiu pe care noi o avem cu Dumnezeu din ceruri. Iar faptul că este subliniat, este repetat de două ori acest lucru, am ieșit de la Dumnezeu, voi ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu, iar în versetul 28 am ieșit de la Tatăl. Și am venit în lume acum las lumea și mă duc la tatăl. Se referă la faptul că Domnul Isus a existat înainte de veșnicie. Înainte de creație, el a fost a existat din veșnicie până în veșnicie. El este fiul veșnic al lui Dumnezeu. Lumea a fost făcută prin el. El n-a venit ca un proroc din cei din vechime care era un simplu om uns cu Duhul Sfânt. El a fost dinainte de creație. Le-a spus odată înainte de Avram sunt eu de mai multe ori a folosit această expresie care sublinia divinitatea. Eu sunt. Era numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Iată Domnul Iisus spune: Voi ați crezut că eu am ieșit de la Dumnezeu. Eu am venit din veșnicie, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă întorc la Tatăl. Domnul s-a întors în slava Tatălui în dimensiunea aceasta a eternității, pe care noi nu putem pricepe noi judecăm toate lucrurile. În contextul acesta al legăturii între timp și spațiu. Dar este un loc, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare, unde nu există nici timp, nici spațiu. Înainte de Univers și dincolo de Univers este Dumnezeu, iar în acel loc care se numește veșnicia sau slava lui Dumnezeu vom ajunge și noi, timpul nu va mai fi și nu va mai exista această formă de a măsura trecerea vremii. Într-un sens larg, repet, Dumnezeu iubește întreaga lume, însă pe noi în mod special, așa cum am văzut în capitolul 1 din această Evanghelie, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii Lui Dumnezeu. Dragii mei, vestirea Evangheliei are acest scop, ca oamenii să primească mântuirea, să ajungă și ei copii Lui Dumnezeu, să beneficieze cu toții de dragostea specială a Tatălui prin Domnul Isus Hristos. Nu este o altă cale, nu este o altă formă de a ajunge în prezența slavei Tatălui, nu este nicio altă formă de a avea o relație cu Dumnezeu în afara jerfei Domnului Iisus. Numai prin El putem să fim primiți, numai prin El suntem iertați și în continuare acceptați în Fiul, așa cum este scris în altă parte din Noul Testament. Așadar, avem aici și reafirmarea eternității Domnului Iisus, Recitesc versetul 28: Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Și, așa cum am citit încă de la începutul Evangheliei după Ioan, avem această relatare a faptului că Domnul Isus a existat din veșnicie. Și am să recitesc primele trei versete pe care ar fi bine să le învățăm pe din afară. Multe versete din această Evanghelie trebuie învățate, dar acestea sunt unele cu adevărat memorabile. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Nu se spune că el a început să existe, ci că el era. Asta presupune existența lui veșnică, dincolo de timp și spațiu, el exista și apoi toate lucrurile au fost făcute. Lumea a fost făcută prin el, el a venit în lume și lumea, din păcate, nu l-a cunoscut. În final, ucenicii se pare că au început să înțeleagă cel puțin o parte din ce le spunea Domnul și iată cuvintele lor, la versetul 29, ucenicii săi i-au zis Iată că acum vorbești de sluși și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu a treia oară. Se referă la veșnicia lui. Credem că tu ești veșnic, că tu ești fiul divin al lui Dumnezeu. Acum credeți, le-a răspuns Isus. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur că și Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sigur, dacă ei au afirmat că au această credință, că acela care se afla în fața lor este Fiul lui Dumnezeu, cel existent dinainte de creație, cel care exista din veșnicie, te-ai fi așteptat ca ei să rămână lângă el în orice moment. Și Domnul le spune, acum credeți? Iată că vine imediat ceasul și chiar peste câteva ore s-a întâmplat și acum a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Păi, dacă voi credeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, ar trebui să stați neclintiți în fața oricăror încercări. Dragii mei, așa trebuie să fie lucrurile în viața noastră. De ce n-au putut ei să stea neclintiți, măcar că ajunseseră la această concluzie, că era în fața lor Fiul lui Dumnezeu? pentru că le lipsea puterea. Puterea pe care o dă Duhul Sfânt. Nu putem noi, chiar dacă ajungem la niște concluzii logice, chiar dacă în mintea noastră știm el este fiul lui Dumnezeu, el este mântuitorul lumii. Noi nu putem să ducem viața aceasta de credință. Noi nu putem să facem nimic practic prin forțele noastre, avem nevoie de Duhul Sfânt. Și aici creștinismul este foarte dificil de acceptat pentru omul încrezător în propriile puteri. Fiindcă presupune renunțarea la eforturile tale la ceea ce tu crezi că poți, că știi și abandonarea în mâinile lui Dumnezeu a cere putere de sus. Așa se trăiește viața creștină, altfel nimeni n-ar putea să fie creștin. Viața creștină este o experiență absolut supranaturală. Nu este prin puterile noastre, nu e prin eforturile noastre, presupune abandonarea eforturilor noastre și exercitarea puterii lui Dumnezeu. În așa fel încât Duhul Sfânt ne face să avem putere și să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Sigur, voința este a noastră, însă puterea vine de sus. De aceea orice experiență autentică de viață, de credință, este una supranaturală. Este o manifestare a lucrării Duhului Sfânt în acel om. Așa a rânduit Dumnezeu lucrurile. Iar aici se vede eșecul omului în puterile sale. Ei au spus aici, credem că ai ieșit de la Dumnezeu, nu ne mai vorbești în pilde, știm bine cine ești și Domnul le reproșează imediat. Acum credeți? Da, deja credeți? Bun. Imediat se va vedea cât puteți voi. Fiecare veți fi risipit la ale voastre. Acum credeți, dar nu aveți niciun fel de putere. Ba chiar, Petru, în aceeași noapte, la câteva ore distanță, 3-4 ore, s-a lepădat cu jurământ că nu-l cunoaște, cu blestem. Ce cuvinte o fi folosit? Cât de rușinos, cât de greu pică aceste lucruri ca să ne vedem noi în neputința în care ne aflăm, să vedem că fără Dumnezeu, noi nu putem face nimic. Nu putem să trăim viața de credință. Doar Duhul Sfânt ne dă putere pentru a trăi după voia lui Dumnezeu și aceasta după ce ne-am întors la Domnul. Chiar dacă din momentul acela urma să rămână fără ucenicii, care până atunci au fost necontenit cu El în toate încercările sale, Domnul le spune, n-am să rămân singur. Chiar dacă voi o să mă părăsiți, voi care a stat cu mine necontenit, care ați rămas în toate încercările, ei spusese, hai să mergem și noi în Iudeea să murim alături de El. Așa spusese Toma atunci când a fost vorba de învierea lui Lazar: Nu s-au temut să meargă, să-și pună viața în joc, însă, chiar dacă ucenicii l-au părăsit, Domnul le spune, totuși, n-am să rămân singur, tatăl este cu mine. Dragii mei, în toată suferința lui din ghețimanii, tatăl a fost prezent. Și este o taină, vom discuta despre lucrul acesta: ce s-a întâmplat în acele trei ore de agonie în rugăciune a Domnului. Cert este că Tatăl a fost acolo, Ba chiar a trimis îngeri ca să-l întărească în trup, fiindcă suferința a fost și fizică. Și dincolo de aceasta, Domnul Isus a fost însoțit de Tatăl pe drumul către cruce. Faptul că Tatăl l-a susținut este evident, însă a existat un moment pe cruce în care Domnul spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Așa cum găsim, de exemplu, în Matei, capitolul 27. Există un moment pe cruce când nu mai este Tatăl împreună cu Domnul Isus. Momentul în care s-a plătit prețul pentru păcatele noastre. Prețul păcatului este moartea și momentul în care Domnul Isus a luat acest preț, moarte înseamnă nu doar lucrul fizic, separarea Duhului de trup, ci separarea omului de Dumnezeu. Moarte înseamnă despărțire. În momentul în care s-a plătit prețul pentru păcatele noastre, Domnul Isus a suferit odată pentru totdeauna un moment unic în istorie, despărțirea de Dumnezeu. Cel care niciodată n-a fost despărțit de Tatăl, trei ore pe cruce, a fost separat din cauza păcatelor noastre. Și aici, repet, este o taină pe care noi nu putem înțelege. Putem pricepe suferințele fizice până la un anumit punct, ne putem imagina cât de dureros a fost să aibă mâinile întinse și străpunse, picioarele de asemenea, fruntea încununată cu spini, spatele era brăzdat de bicele romane. Practic, curgea sânge din toate părțile corpului său, sângele acesta s-a scurs pe pământ și Domnul Isus și-a dat viața înainte să apuce să fie uciși tâlharii din stânga și din dreapta ca să fie dați jos de pe cruce. Suferințele fizice le putem înțelege până la un punct, dar despărțirea de tatăl este un lucru pe care abia în veșnicie îl vom înțelege pe deplin. Cum adică Fiul lui Dumnezeu, cel care a fost din veșnicie Dumnezeu adevărat și viața veșnică, Timp de trei ore a fost separat de tatăl. De ce? Pentru că a plătit păcatele noastre, iar plata pentru păcatele noastre, repet, este moartea. Nu doar moartea fizică, ci și despărțirea veșnică de Dumnezeu. Aceasta era ceea ce trebuia noi să suferim. Domnul Isus a suferit trei ore pe cruce ca noi să nu fim despărțiți veșnic de Dumnezeu. A fost El despărțit în locul nostru. Și cu aceasta, înțelegem, repet, doar o parte din adevărul Scripturii. Însă ne este de ajuns să pricepem că prețul acesta a fost imens. Ceea ce Domnul Isus a plătit pentru umanitatea aceasta, pentru fiecare dintre noi, a fost un preț inestimabil. Sângele s-au vărsat pe cruce, însă mai presus de toate, despărțirea de Tatăl pe cruce. Iar în versetul 33 avem chiar ultimele cuvinte ale Domnului spuse ucenicilor. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, le arată că trebuiau să fie pregătiți pentru necazuri, dar să aibă curaj. Îndrăzniți înseamnă aveți curaj, nu vă temeți, pentru că și Domnul a trecut prin necazuri și a învins, a biruit lumea și noi vom birui puterea celui rău și a sistemului său păcătos, numit generic lume, prin puterea Duhului Sfânt. Și cu aceasta mergem la partea de aplicații. Chiar la acest punct al necazurilor pe care le vom avea în lume. Și, dragii mei, nu este greu de constatat că atunci când un om vrea să se întoarcă la Dumnezeu, chiar înainte să facă pasul de a se întoarce la Dumnezeu, încep să apară necazurile. După ce s-a întors la Domnul, sigur, vine o mare bucurie în inima lui, bucuria mântuirii, gândul acesta al veșniciei pe care Dumnezeu l-a semănat în inima noastră, l-a pus adânc în noi, faptul că vom fi cu El pentru veșnicie naște o mare bucurie. Însă, împreună cu această bucurie, vin și necazurile. Și Domnul Isus ne-a avertizat și pe noi, și a avertizat și pe ucenici, că așa este calea. Sigur, sunt unii astăzi care vestesc Evanghelia arătând numai partea dulce, numai partea frumoasă. Domnul a spus de la început că e vorba de suferință, că e vorba de a plăti un preț. Nu ca să fim mântuiți, dar pentru că am fost mântuiți, pentru că ne-am întors la Dumnezeu, că am ieșit de sub autoritatea celui rău și ne aflăm totuși în lumea aceasta, sigur vom avea toată ura celui rău și din cauza aceasta multe necazuri. Iar Domnul a vorbit încă de la început despre acest lucru. De exemplu, găsim scris în Evanghelia după Luca, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. E vorba de suferință zilnică. Veți avea necazuri zilnic. Să fii dispus în fiecare zi să suferi pentru Domnul. Ați lua crucea nu înseamnă, sigur, să-ți atârni ceva de gât în formă de cruce și nu înseamnă nici cine știe ce mare filozofie pe care oamenii încearcă să o pună în creștinism, ci e vorba de a fi dispus în fiecare zi să suferi pentru Domnul. Aceasta e crucea noastră. Calea spre cer este o cale cu multe necazuri. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Sigur, suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava care ne va fi descoperită, dar noi trebuie să știm și să nu fim surprinși de faptul că avem necazuri sau că vom avea. Este normalul vieții de credință. Și mai spun încă o dată, nu că neapărat trebuie să mă dau eu pe mine exemplu, dar am mai bine de 30 de ani pe calea lui Dumnezeu și am văzut foarte multe necazuri. Am trăit și multă bucurie și continui să trăiesc în credință. Știu spre ce mă îndrept, știu în cine am crezut, dar am trecut și prin multe necazuri. Cuvintele acestea s-au împlinit. Și se împlinesc cu orice om care crede în Domnul. Apostolul Pavel le spunea primilor creștini, atunci când și-a făcut călătoriile lui misionare, îi învăța că așa este cale. Le spunea de la început, din momentul în care le vestea Evanghelia. Uneori nu stătea decât două, trei săptămâni, dar le spunea de la început că așa trebuie să fie. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Nu că necazurile ne duc la mântuire, ci că din momentul în care am intrat în împărăția lui Dumnezeu, vom avea multe necazuri. Trebuie să fie așa. Lipsa necazurilor s-ar putea să ridice un semn de întrebare dacă suntem cu adevărat pe calea lui Dumnezeu. Sigur, există și perioade de acalmie, Dumnezeu ne dă putere, există perioade mai liniștite, dar necazurile nu trebuie să le aștepți prea mult că ele vin singure. Există însă și o mare făgăduință la Întâia Timotei, citim, adevărat este cuvântul acesta, dacă a murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Ce vom face în mijlocul necazurilor? Dacă răbdăm, vom și împărăți și este un mare dacă. Repet, nu că prin necazuri noi ne câștigăm mântuirea, dar răbdând în mersul nostru pe calea lui Dumnezeu, vom ajunge în final în împărăția lui Dumnezeu și vom împărăți, vom guverna împreună cu El. Însă dacă ne lepădăm de El, iată, unii spun, nu mai ai cum să renunți. Ba da, spune aici Pavel, foarte clar. Dacă ne lepădăm, putem, da, bineînțeles, omul poate oricând să-și ia cuvântul înapoi să se ducă în lume. Și iată, spune Pavel clar aici, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. E vreun dubiu? Tu te duci în lume sau te duci într-o biserică liniștită în care să dormi tu în păcatul tău foarte bine. Ce te aștepți? Când te lepezi de Domnul și El se va lepăda de tine. Când? În ziua revenirii sale. Atunci vor constata unii că au fost lepădați. De ce? Pentru că ei s-au lepădat de Domnul. De ce? Ca să nu aibă necazuri. Să meargă pe o cale mai ușoară. Atenție, dragii mei! Există această tentație și diavolul ne va pune tot timpul în față Este și o cale mai ușoară Știți că mulți au plecat din mijlocul nostru din cauza aceasta Căutând o cale mai ușoară Bine, mergeți pe calea aceea, dar s-ar putea să ducă în altă parte De fapt, sigur duce Calea lui Dumnezeu se cunoaște și după acest lucru Sunt multe necazuri Nu că le chemăm noi, nu că le invocăm Ele vin când tu treci prin credință în curăție, sigur sunt necazuri. La serviciu tău, în familia ta, când tu ții la curăția vieții, normal că vin necazuri. Dacă nu ții la aceste lucruri, este o cale mai ușoară, dar asta înseamnă că te-ai lepădat de El și să nu rămâi surprins că la venirea Lui și El se va lepăda de tine. Pavel spune foarte clar acest lucru. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Să nu renunțăm la viața de credință și să nu căutăm o cale mai ușoară calea Domnului este, așa cum am văzut în Împărăția Lui Dumnezeu, să intră prin multe necazuri, trebuie să intrăm prin multe necazuri, însă este și putere, spune Domnul Isus. Și aș vrea să rămânem cu aceste cuvinte. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, să nu vă tulburați, să nu vă neliniștiți. Ce dacă sunt necazuri? Au fost și în viața lui. Au fost și în viețile ucenicilor. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Stați liniștiți, este normalul. Răbdați. Suferiți, mergeți înainte. Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem suferi. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Mergeți înainte pe calea lui Dumnezeu. Nu căutați căi alternative, nu căutați o cale mai ușoară. Sigur, repet, în creștinătatea aceasta apostată a zilor din urmă sunt multe căi care li se par oamenilor bune, dar la urmă se văd că duc la pierzare. Calea lui Dumnezeu este aceasta și nu se va schimba niciodată. Iar a doua aplicație ține de faptul că întâi vine întristarea, iar apoi și bucuria. Aceasta cu toate că avem bucuria mântuirii și ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, așa cum am citit, știind ce ne stă înainte, dar ambele lucruri sunt în viața noastră. Pe de-o parte avem întristare care vine din cauza păcatului ce crește în jurul nostru și uneori și din cauza neputinței noastre. Încep să vezi ce e în tine și te apucă întristare. Să nu te surprindă lucrul ăsta, pentru că dacă te întristezi cu privire la lipsa posibilităților tale, vei striga mai mult la Dumnezeu, ca El să facă ceea ce tu nu poți. Este o întristare după voia lui Dumnezeu care te duce la pocăință, adică la recunoașterea stării tale. Pe de altă parte este bucuria faptului că Domnul ne răspunde la rugăciuni și că este o viață de biruință, cum El a biruit lumea și noi putem să o biruim. Întristarea pe care o trăim în vremea de acum, văzând, repet, păcatul ce se mulțește în jurul nostru, văzând contextul în care ne aflăm, creștinul se simte tot mai străin în lumea aceasta, tot mai înstrăinat, dar întristarea aceasta, dragi mei, n-ar trebui niciodată să ne răpească bucuria mântuirii, bucuria la gândul că vom fi împreună cu el, așa cum spune Apostolul Pavel tesalonicenilor, celor cărora le scrisese și despre răpirea bisericii, despre faptul că vor fi totdeauna cu Domnul, după aceea, puțin mai departe, în capitolul 5, găsim aceste cuvinte, bucurați-vă întotdeauna. Întotdeauna. Să ne bucurăm. Ce e mai frumos, ce e mai bun, ne stă înainte. Dacă doar pentru lumea asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți, cei mai nefericiți dintre toți oamenii, dar nu pentru lumea asta ne-am pus noi nădejdea în Domnul, ci pentru ceea ce urmează. Trupul acesta slăbește, înaintezi în vârstă și omul deznădăjduiește. Omul firesc, pentru că în fața lui nu e nimic. În fața noastră sunt lucrurile veșnice, ceea ce urmează, ceea ce ne stă în față, este mult mai bun și mult mai frumos decât tot ce am trăit până acum. De aceea, nu avem niciun motiv să nu ne bucurăm tot timpul. Repet, dacă ne vom gândi la lucrurile de sus, dacă ne vom gândi la ceea ce urmează să se întâmple, la ceea ce ne este pus înainte. Și Scriptura vorbește pe larg despre această Trăire în bucurie, având nădejdea fericită a slavei. Așa trăiau primii creștini. Pe de o parte, erau întristați, văzând slăbiciunea lor, văzând păcatul societății, pe de altă parte, erau bucurie pusă înainte pe baza acestei nădejde fericite a slavei. Și textul pe care l-am citat de multe ori, privitor la harul lui Dumnezeu, vorbește despre acest lucru: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și aici e versetul la care voiam să ajung. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Sigur, trăim în har, suntem în această stare de har în care ne-a pus Dumnezeu prin credință. Ne învață harul să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, cu tot ce înseamnă păcatul, dar Iată cum trăiește adevăratul creștin, așteptând fericita noastră înădejde și arătarea slavei mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Noi trăim în așteptare. Așteptarea aceasta, dragii mei, va lua sfârșit în curând. Nu o să așteptăm veșnic, mai ales că acum suntem în timpul acesta, din urmă, în zilele de pe urmă și așteptarea va avea un sfârșit. Curând Domnul va veni, iar la gândul acesta toate celelalte pălesc, nu te mai sperie nimic, nu te mai în spăimântă, poți să te bucuri chiar și în necazuri, știind că înainte stă acest moment al revenirii Domnului Isus, al arătării slavei sale. Când se va arăta Hristos, viața voastră, spune Coloseni, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Hristos, viața noastră se va arăta în curând și noi vom fi împreună cu El în slavă. Dacă am rupt-o cu păgânătatea și cu poftele lumești dacă trăim în veacul de acum cu cumpătare. Dreptate și Evlavii, atunci avem această fericită nădejde. Gândiți-vă un moment, ce bucurie imensă vom trăi în acel moment. Sigur, mai devreme sau mai târziu, el va veni, noi nu putem să ne-l imaginăm în întregime, trece dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, dar va fi un moment mult mai puternic, emoțional, să spunem așa, decât cel pe care l-au trăit ucenicii în seara zilei când Domnul Isus a înviat. Ce bucurie imensă au avut când Domnul Isus a venit în mijlocul lor în viat. L-au văzut ca un om, nu strălucea trupul lui de slavă, era un trup slăvit, însă nu era așa cum e prezentat în Apocalipsa. Cei doi ucenici pe drumul spre Maus l-au luat drept un simplu om, abia pe urmă l-au cunoscut, însă noi îl vom vedea așa cum este. Și cum este, ne este arătat în capitolul 1 din Apocalipsa, noi îl vom vedea. Va fi un moment în care vom trăi această bucurie imensă. Dacă am putea măcar puțin timp în fiecare zi să ne fixăm mintea spre acel moment, atunci viața noastră ar fi schimbată. De aceea, repet, spune Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus. Bucuria noastră este în nădejdea arătării Domnului Iisus Hristos. Poate să se întâmple orice în lumea aceasta, poate să se întâmple orice cu noi. Dacă suntem ancorați prin credință în ceea ce ne stă înainte, atunci nimic și nimeni nu ne va lua bucuria, iar bucuria efectiv o vom trăi în momentul în care vom sta înaintea lui. Aceasta este dorința Domnului pentru oricine ascultă Evanghelia: să fie născut din nou, să fie în relația aceasta de copil al lui Dumnezeu, o relație între un copil și Tatăl Său, în același timp să se aștepte că va trece prin multe necazuri și, de asemenea, că. În curând îl vom vedea așa cum este. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem Evanghelia. Cei care nu s-au întors la Domnul, faceți acest lucru cât mai repede. Sunt mulți care ascultă înregistrările pe internet. Nu ezitați și nu amânați momentul unei efective întoarceri la Dumnezeu. Când să spui până aici vreau să pun capăt vieții mele de necredință, vreau să fiu un copil al tău, tuturor celor ce l-au primit. Primește mântuirea lui. Acestora le dă dreptul să fie copiii lui Dumnezeu. Iar dacă ne-am întors la Dumnezeu, dragii mei, lumea aceasta nu încercați și nu căutați să vă ancorați foarte mult în ea, pentru că în lumea aceasta vom avea necazuri. Căutați să trăiți cât mai liberi de legăturile ei și fixați-vă mintea și gândurile în lucrurile de sus. Pentru că așa vom trece mult mai ușor și foarte curând, foarte, foarte curând, Domnul Iisus va reveni. Iar atunci vom vedea, că aceste cuvinte cu adevărat au contat, că astfel de adunări au putut să facă diferența și în viața noastră. De aceea vestim Evanghelia, de aceea stăm înaintea Lui, ca să ne lăsăm transformați de Cuvântul Lui Dumnezeu și El să ne ajute ca să fim astfel pregătiți pentru venirea Sa. Amin. Amin.